Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, am acoperit, iată, în timp record, o mare suprafață din această carte numeri. Suntem deja la capitolul 8 al cărții, dar nu putem spune că nu am găsit aici minunate lecții de care Dumnezeu face parte celor ce vor să asculte de el. Cred că acest capitol ne surprinde cu începutul său, care cuprinde instrucțiuni pentru așezarea candelelor în locul sfânt. La o primă privire, sfejnicul nu-și mai are locul aici, pentru că ni s-a vorbit deja despre el în cartea Exod, unde erau date instrucțiunile cu privire la cortul întâlnirii. Uitându-ne mai atent, însă, înțelegem că Dumnezeu a avut un motiv întemeiat pentru a-l menționa în locul acesta. Capitolul 8 continuă, de fapt, secțiunea despre curățire, proces care avea loc în vederea pregătirii poporului pentru marșul prin pustie. Era nevoie ca toți cei care voiau să-L urmeze pe Dumnezeu să-I slujească, să fie curățiți. Dar să vorbim mai întâi despre așezarea candelelor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și spune-i, când vei așeza candelele în sfejnic, cele șapte candele vor trebui să lumineze în partea dinaintea sfejnicului. Aron a făcut așa. A așezat candelele în partea dinaintea sfejnicului cum poruncise lui Moise Domnul. Sfeșnicul era de aur bătut, atât piciorul cât și florile lui erau de aur bătut. Moi se făcuse sfejnicul după chipul pe care îl arătase domnul. Acest feșnic deosebit de frumos era unul din articolele de mobilier din cortul întâlnirii. Făcut din aur bătut, era opera unui artizan care îi deduse forma unor ramuri de migdal cu câte o floare de migdal la capătul fiecăruia pentru a susține candelele. Lumina dată astfel descoperea frumusețea sfeșnicului în toată splendoarea sa. Aceasta este imaginea cea mai bună a lui Hristos din tot cortul. Candelele aprinse reprezintă Duhul Sfânt care descoperă frumusețea lui Hristos. Sfeșnicul este un simbol pentru Hristos care a trimis Duhul Sfânt în lume. Duhul lui Dumnezeu ne arată lucrurile lui Hristos. Acum înțelegem de ce este menționat sfășnicul aici între darurile căpetenilor și curățirea leviților. Aceasta ne amintește faptul că totul trebuie făcut în lumina prezenței lui Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta pentru mine și pentru tine, dragul meu ascultător? Înseamnă că darurile noastre pentru el și slujba noastră trebuie să se desfășoare în lumina prezenței sale binecuvântate. Cu alte cuvinte, totul trebuie făcut conform cuvântului lui Dumnezeu. De aici trebuie să-și extragă orice biserică instrucțiunile, din cuvântul lui Dumnezeu, nu din vreo altă carte sau vreun alt loc. Sfeșnicul este lumina și Domnul Isus Hristos spune despre sine însuși că este lumina lumii. El este revelat în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este vorba despre sfințenia lui Dumnezeu și curăția lui, nici leviții, oficianții din curtea cortului întâlnirii nu se puteau apropia oricum de Dumnezeu. Restul capitolului se referă la curățirea leviților. Ei erau aduși în fața ligianului pentru spălări ceremoniale, deși fuseseră deja la altarul de aramă, care prefigurează crucea lui Hristos. Acum vedem că Dumnezeu dorește ca slujitorii săi să fie curățiți și să rămână curați. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Ia pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și curățește. -i. Dragul meu prieten, Dumnezeu vă va curăți pentru a vă putea folosi. Și El va face acest lucru așa cum crede El de cuvință. Observați cum erau curățiți leviții. Iată cum să-i curățești. Stropește-i cu apă ispășitoare. Se lase să treacă briciul peste tot trupul lor, să-și spele hainele și să se curățească. Se ia apoi un vițel cu darul de mâncare obișnuit, făcut din floare de făină, frământată cu undele, și să mai iei un alt vițel pentru jerfa de ispășire. Mai întâi, leviții erau stropiți cu apa pentru curățirea de păcate, adică apa ispășitoare, așa cum o menționează Cornilescu. Apoi lăsau să treacă briciul peste tot trupul lor, ceea ce înseamnă că se rădeau pe tot corpul. Al treilea pas era spălarea hainelor pentru a se curăți iar etapa a patra o constituia aducerea unei jerfe pentru păcat și a unei arderi de tot. Vă amintiți ce a spus Dumnezeu despre Levi? Levi a fost unul din fiii lui Iacov, iar când acesta și-a binecuvântat fiii, iată ce a spus despre el. Simeon și Levi sunt frați. Săbile lor sunt ca niște unelte de violență. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor pentru că a fost prea turbată și furia lor pentru că a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacov și îi voi risipi în Israel. Este evident că leviții aveau nevoie de curățire de păcat. Lucrul cel mai important pentru copilul lui Dumnezeu de astăzi nu este atât cum umblăm, ci unde umblăm. Apostolul Ioan spune, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Sunt cuvinte din prima a lui Ioan, capitolul 1, versetul 7. În acest fragment din Cartea Numeri, lumina și ligianul pentru spălare sunt puse alături. Când umblăm în lumină, vedem imperfecțiunile din viața noastră. Atunci ne ducem la Ligian pentru a le înlătura, ceea ce este echivalentul mărturisirii păcatelor. Observați, vă rog, cei patru pași ai curățirii. Mai întâi, spune Domnul, stropește-i cu apa pentru curățirea de păcate. Când Domnul Iisus Hristos a spălat picioarele ucenicilor săi, Petru s-a împotrivit. Domnul i-a spus, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Cu alte cuvinte, nu vei avea părtășie cu mine. Ioan explică acest lucru în epistola sa când spune Dacă umblăm în lumină după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Da, dar atunci când umblăm în lumină, vedem lucruri care nu sunt tocmai bune pentru viața noastră. Ce facem atunci? Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat, continuă Ioan. Sângele continuă să ne curățească pe măsură ce noi ne mărturisim păcatele. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Acest lucru este deosebit de important, dragi prieteni în care sunteți credincioși. Dacă vreți să-i slujiți lui Dumnezeu, trebuie să vă mărturisiți păcatele. Altarul de aramă este locul unde vine păcătosul la Dumnezeu pentru mântuire, Ligianul este locul unde vine credinciosul, sfântului Dumnezeu, pentru a fi curățit. A doua etapă: să lase să treacă briciul peste tot trupul lor. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte Sufletul și Duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii, spune scriitorul epistolei către evrei. Cuvântul lui Dumnezeu poate săpa foarte adânc în viața voastră pentru a scoate la iveală lucruri rele despre a căror existență voi poate nici nu știați nimic. Aveți nevoie de un brici ascuțit? Credeți că nu există nicio pată în viața voastră? Scoateți numai briciul acesta și începeți să folosiți cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este și lumină, și brici foarte bine ascuțit. În al treilea rând, Domnul le poruncește să-și spele hainele. Îmbrăcămintea vorbește despre stilul de viață. Noi chiar numim anumite haine după destinația pe care le -o dăm. Avem rochii de seară, ținută de gală sau ținută de serviciu. Dar acesta întruchipează și niște obiceiuri de care uneori este bine să scăpăm pentru că dăunează mărturiei noastre pentru Domnul. Așadar, este nevoie să ne spălăm hainele, să renunțăm la anumite obiceiuri. În al patrulea rând, darul pentru jerfa de ispășire. Era nevoie de un vițel pentru o ardere de tot, un dar de mâncare, și un alt vițel pentru jerfa de ispășire, ispășirea pentru păcat. Aceste jerfe, așa cum am mai văzut noi, ne vorbesc despre Hristos. Arderea de tot ne vorbește despre cine este El. Darul de mâncare vorbește despre desăvârșirea Lui fără de păcat. Jerfa pentru pace vorbește despre faptul că el a făcut pace prin sângele lui pe cruce. Jerfa pentru păcat vorbește despre ce a făcut Domnul Isus pentru noi toți. Cu alte cuvinte, toată această curățire, tot ce se face aici, se face în lumina persoanei și a lucrării Domnului nostru Isus Hristos. El a făcut toate acestea pentru noi și a făcut toate acestea pentru ca noi să-i slujim, să-i putem sluji. Iată însă ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Să apropii pe leviți înaintea cortului întâlnirii și să strângi toată adunarea copiilor lui Israel. Să apropii pe leviți înaintea Domnului și copiii lui Israel să-și pună mâinile pe leviți. Aron să lege pe leviți într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel și să fie închinați astfel în slujba Domnului. Haideți să lămurim un lucru foarte important, dragi ascultători. Puteți fi preot, predicator, diacon, învățător de școală duminicală, cântăreț în cor sau solist, poți fi un conducător de marc al Bisericii. Dar dacă nu umbli în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu vii la El pentru curățire, nu vei fi roditor în lucrarea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o spre împlinire. Trebuie să te vezi în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Știți că dacă ați greșit, veniți la Dumnezeu, vă mărturisiți păcatul, iar El vă va ierta și vă va curăți. Folosiți acel brici ascuțit care înlătură tot ceea ce nu este pe placul lui Dumnezeu. Trebuie să fiți atenți la obiceiurile voastre dacă vreți să fiți folosiți de Dumnezeu. Mulți au îngăduit ca un obicei rău să le distrugă mărturia. Iar curățirea voastră trebuie să se bizuie pe persoana și lucrarea lui Hristos. Vedem că toate aceste lucruri erau făcute pentru ca leviții să-i poată sluji lui Dumnezeu. Așa să desparți pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și leviții vor fi ai mei, nu se spune în versetul 14. Sau în versetul 19. Am dat pe leviți în totul lui Aaron și fiilor lui din mijlocul copiilor lui Israel ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel în cortul întâlnirii, să facă ispășire pentru copiii lui Israel, și astfel copiii lui Israel să nu fie loviți cu nicio urgie când se vor apropia de Sfântul Locaș. A mai menționat felul în care se roagă Domnul Isus pentru credincioși în rugăciunea consemnată de Ioan în capitolul 17 al Evangheliei sale. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Domnul Isus Hristos a plătit un preț și ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele său. Acum tatăl ne-a dăruit din nou fiului și noi îi aparținem lui. Slujirea lui Dumnezeu nu înseamnă respectarea unor reguli, legi sau norme. Nu așa ai slujiți Domnul Isus. Noi slujim pentru că îl iubim. Avem o relație cu totul nouă, specială cu el. Am fost făcuți una cu Domnul și ai lui suntem, este extraordinar să știi că nu ești nevoit să urmezi o mulțime de reguli și norme. În loc de aceasta, îi slujim Domnului din dorința de a-i fi pe plac. Dar să continuăm. Iată legea privitoare la leviți. De la vârsta de 25 de ani în sus, orice levit va intra în slujba cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo. De la vârsta de 50 de ani încolo, să iasă din slujbă și să nu mai slujească va putea să ajute pe frații lui în cortul întâlnirii să păzească ce le este dat în grijă, dar să nu mai facă slujbă. Așa să faci cu leviții în ce privește slujbele lor. Leviților li se îngăduia să slujească în cortul întâlnirii de la vârsta de 25 de ani. În capitolul 4 am aflat că preoții puteau intra în slujba preoțească de la vârsta de 30 de ani. Preoții slujeau de la 30 la 50 de ani. Leviții care slujeau și aveau grijă de toate accesoriile cortului aveau între 25 și 50 de ani. În primul capitol din cartea numer, citim că numărătoarea includea pe bărbații care puteau merge la război de la vârsta de 20 de ani în sus. Aici apare întrebarea referitoare la vârsta responsabilității. Versetul 29 din capitolul 14 al acestei cărți spune așa. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toți, a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da. După cum reiese din acest episod, s-ar părea că vârsta la care începe omul să dea socoteală pentru faptele sale este cea de 20 de ani. Deci, băiatului de 19 ani s-a permis să intre în țară. Tânărul de 20 de ani care cârtise își va pierde viața în deșert. El nu va vedea țara promisă. Aș vrea să spun doar că această vârstă, de la care omul începe să fie răspunzător pentru ceea ce face, poate fi mai mare decât ne închipuim noi. Noi credem că un copil mic este responsabil, dar eu nu cred că este așa. Sigur că un copil îl poate primi pe Domnul Isus și se cunosc chiar și cazuri de copii de patru ani care l-au mărturisit pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al lor. Dar vârsta responsabilității trebuie să fie mai mare de atât. Și părerea mea este că diferă de la persoană la persoană. Vedem aici că Dumnezeu a stabilit vârste diferite pentru slujbe diferite. Un bărbat putea deveni soldat la 20 de ani. Levitul putea începe să slujească la cortul întâlnirii la vârsta de 25 de ani. Preotul putea intra în slujba preoțească la 30 de ani. Oricum, ceea ce avem noi de făcut este să ne îndemnăm copiii să vină la Domnul Isus Hristos cât mai curând cu putință și mai mult, să le arătăm cât este de important să se încreadă în El. Să continuăm și noi secțiunea cu privire la curățirea necesară a apropierii de Dumnezeu și să privim și la capitolul 9, care începe cu sărbătoarea Paștelor. Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai în luna 1 a anului al doilea după ieșirea lor din țara Egiptului și a zis Copiii lui Israel se prăznuiască Paștele la vremea hotărâtă. Israel trebuia să sărbătorească Paștele în timpul rătăcirii poporului prin deșert. Astfel, ei au celebrat Paștele și acum în al doilea an al ieșirilor din Egipt. În timpul sărbătorii a apărut o problemă. Niște oameni s-au întinat pentru că au atins un om mort, așa că nu puteau ține Paștele. Oamenii au venit la Moise și la Aron pentru a întreba ce era de făcut. Moise le-a răspuns, așteptați să văd ce poruncește Domnul. Vedeți, Moise nu a apelat la instrucțiunile din regulamentul vrânei biserici. El a venit la Dumnezeu. Repet și acum ceea ce am spus de nenumărate ori. Avem nevoie să apelăm la cuvântul lui Dumnezeu, autoritatea pentru copilul lui Dumnezeu și pentru orice biserică. Sunt conștient de faptul că există mai multe interpretări ale cuvântului, de aceea este necesar să-l studiem cu atenție și să tragem propriile concluzii. Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, dacă cineva dintre voi sau dintre urmașii voștri este necurat din pricina unui mort sau este într-o călătorie lungă, totuși să prăznuiască paștele în cinstea Domnului și să le prăznuiască în luna a doua, în ziua a, 14 a seara, să le mănânce cu azim și ierburi amare. Cei care nu puteau sărbători paștele la timpul cuvenit îl puteau celebra o lună mai târziu. În ziua când a fost așezat cortul, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii și, de seara până dimineața, deasupra cortului era ca înfățișarea unui foc. Totdeauna era așa. Ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea o înfățișare a unui foc. Copiii lui Israel aveau asupra lor un nor care îi acoperea și care era prezența glorioasă a lui Dumnezeu. Acesta era unul din multele lucruri care făcea din Israel un popor cu totul deosebit. Când Pavel le-a descris romanilor și a dorit să vorbească despre unele din trăsăturile caracteristice israeliților, el a spus următorul lucru. Ei sunt israeliți, au în fierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Vedeți că și Pavel menționează slava lui Dumnezeu. Acesta a fost singurul popor care a avut în mijlocul său prezența vizibilă a lui Dumnezeu. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, Copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului și nu porneau. Încă o dată, nu Moise era cel care decidea dacă vor porni sau nu la drum. Dumnezeu lua această decizie și poporul știa acest lucru și de el asculta. Este nevoie ca noi să recunoaștem astăzi că Domnul Isus Hristos este capul Bisericii. El este cel care deține conducerea. Problema este că Biserica modernă este atât de ocupată cu propriile căi încât Domnul nici măcar nu mai este consultat. În ciuda acestei situații, Domnul Isus Hristos rămâne capul Bisericii și cei care sunt ai lui îl vor urma. Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile sau o lună sau un an, copiii lui Israel rămâneau în tabără și nu porneau. Și când se ridica, porneau și ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise. Când se ridica stâlpul de nor, ei știau că vor pleca la drum. Leviții se apucau imediat să dea jos cortul întâlnirii. Eu cred că ajunseseră să facă acest lucru într-un timp foarte scurt, poate o jumătate de oră, și tot la fel de repede îl ridicau seara când se opreau. În timpul nopții, asupra taberei se vedea un stâlp de foc în loc de stâlpul de nor din timpul zilei. Acest stâlp de nor sau de foc reprezenta slava lui Dumnezeu, prezența vizibilă a lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. După ce s-a sfârșit cu rătăcirea prin pustie și poporul a ocupat țara promisă, împăratul Solomon a ridicat un templu care a înlocuit cortul mobil. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au mai putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Aceasta este relatarea din prima carte a împăraților, capitolul 8, versetele 10 și 11. Adică Dumnezeu a umplut templul cu prezența sa. Cu toate acestea, mai târziu, când Israel a părăsit pe Dumnezeu și slava Domnului a părăsit templul. Ioan vorbește despre slava Domnului Isus, dar puțini oameni au văzut-o la prima sa venire pe pământ. Când a venit pe pământ, Domnul Isus a renunțat la slava lui, nu la dumnezeirea sa. Când Domnul Isus va reveni, va fi un semn al fiul omului în ceruri, după cum spune Biblia. Iar eu cred că acest semn este tocmai această slava lui Dumnezeu. Hristos se va întoarce pe pământ în toată slava lui. Semnul nu este pentru biserică, Nouă nu ne este dată niciodată o prezență vizibilă a Lui Dumnezeu. Mai curând, nouă ne este dată prezența interioară a Lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Duhul Lui Dumnezeu se află în cel credincios astăzi. Este un adevăr minunat, dragi prieteni. Și adevărul acesta trebuie să ne dea siguranță, trebuie să ne dea mângâiere, că Dumnezeu este mereu prezent în viețile noastre, atâta timp cât noi nu-L alungăm. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.